Bună seara, bun găsit, vă mulțumesc că sunteți aici. Într-o seară în care seara asta parcă ia foc, dar trebuie să stingem din când în când patimile și să ne dăm întâlnire într-un loc care ar trebui să însemne foarte mult pentru Buzăul care se dorește altfel. E bine, suntem aici într-un spațiu care v-a obișnuit de-a lungul anilor cu evenimente deosebite, într-un spațiu care merită respectul nostru al tuturor. Suntem aici pentru o întâlnire cu câțiva artiști pe care cu siguranță că îi cunoașteți și pe care cu certitudine îi veți aplauda din răsputeri în seara asta. Am mai spus-o acum câteva seri, o spun și astăzi, într-o vreme în care muzele își dau întâlnire, politicienii trebuie să facă ciocul mic și în seara asta trebuie să facă ciocul mic pentru că preocupările noastre sunt cu totul și cu totul altele. Suntem aici ca să gustăm un pic din lucrurile bune care se mai întâmplă prin țara asta. Suntem aici pentru că ne dorim să trăim din când în când altfel. Suntem aici pentru că Tessens Pub s-a hotărât ca, dincolo de toate greutățile găsirii unui sponsor puternic într-o vreme în care banii sunt direcționați către poze mari cu figuri monstruoase, s-a hotărât, ziceam, să își încordeze mușchii și să vă ofere, să încerce să vă ofere un eveniment deosebit. Așadar, o întâlnire cu bluesul, o întâlnire cu muzica adevărată, o întâlnire pusă la cale de Tessens Pub. Zău că merită! Zău că merită, mai ales acum când ziceam că sponsorii sunt atât de greu de găsit pentru că au alte preocupări. Dar există totuși un om care și-a dorit să-i declinăm identitatea, dar din respect pentru ceea ce a făcut, o să-i spun doar numele. Un om care a băgat mâna adânc în buzunar și a făcut ca acest eveniment să fie posibil. Numele lui, Cristi Bâgiu. E un om, doar atât. Trebuie să le mulțumim și celor de la Magic FM, care sunt parteneri media generoși pentru acest eveniment și totodată unui radio nou apărut pe net care se ocupă de blues, se cheamă Radio Forum. Doamnelor, domnilor, surprize multe în seara asta, care cu siguranță se va transforma în noapte. Prima dintre ele este că încetul cu încetul o să vedeți cum se insinuează în fața reflectoarelor și a dumneavoastră trenul de noapte. Un tren condus ca de atâția ani, ca de fiecare dată, de Marcian Popescu. Un tren care are pasageri surpriză. Aplaudați așadar începutul unei seri minunate.